aceeași frecvență cu tine. Love the variety. Suntem Europa FM. În direct și pe Facebook, începând din acest moment pe pagina Radio Europa FM, pentru că președintele jurului Autobest este în legătură directă cu noi pe Skype. Dan Vardie, bine ai venit, Dan, salut! Bine te-am găsit, Radu! Bine v-am găsit, European FM! Avem autofan începând din aceste momente. Dan, l-am văzut pe Elon Musk foarte fericit la deschiderea fabricii din Germania, dansa pur și simplu. E foarte fericit omul pentru că a reușit să aducă fabrica Tesla în... Chiar e fericit pentru că a trăit niște momente destul de complicate pe care el le-a numit tradiționala birocrație germană. În sfârșit, ieri a făcut și livrarea primelor 30 de mașini asamblate. Sigur, sunt modelul Y, primele mașini fabricate în Europa, da, lângă Berlin, în inima Germaniei, și ca să nu fie singur, l-a luat cu el și pe noul cancelar al Germaniei, care dintr-o dată, iată, alt prieten. De altfel, e o perioadă foarte interesantă, oameni buni, pentru că citeam un studiu foarte recent care arată că producția de baterii, de altfel la domnul Elon Musk la Berlin se vor fabrica și baterii, ca să nu pierdem din vedere treaba asta, va crește în următorii ani, adică până în 2025 de vreo 5 ori. Citeam cum celebrul producător din China, KTL, va face o fabrică în Statele Unite de vreo 5,3 miliarde de dolari, oameni buni, pentru o fabrică de baterii. Asta, Radu, ca să ne dăm seama pe unde a ajuns dimensiunea la zi a industriei de automobile. La nivel de miliarde pentru o singură fabrică de baterii. Da. Acum însă, hai să vorbim lucruri mai serioase, Radu. Tu ai titrat, de altfel, pe Facebook, și anume dacă se cântă prohodul plug-in hibridelor. Nu e un termen prea dur, chiar așa, prohodul plug-in hibridelor? Ce se întâmplă? Intenționat l-am folosit, Toma, ca să vă provoc pe toți oameni buni. Împreună cu Radu, vă amintiți, am tot încercat și am tot povestit de-a lungul anilor, cel puțin în ultimii 2 ani, amândoi, v-am tot adus în atenție subiectul ăsta, că treaba cu plug-in hibridele, din păcate, nu este foarte cușer, ca să folosesc un termen ebraic. Să le explicăm și ascultătorilor, Dan, ce înseamnă plug-in hybrid. Poate mai sunt ascultători care nu știu. Sunt acele mașini hibride, dar cu încărcare la priză. Încași bateria, da, și ai și un rezervor. Care oferă o autonomie electrică, de regulă, niște zeci de kilometri. Mai nou, ultimele generații au depășit puțin peste 100 de kilometri doar electric, dar care au în paralel și un motor clasic, ceea ce înseamnă că sunt două mașini într-una, exact. Și de aici încep problemele. Trebuie spus că există studii de ceva timp și în sfârșit ele au ajuns, nu că au ajuns la Comisia Europeană, Comisia Europeană oricum le avea, dar nu le băga în seamă, însă grupurile astea care se ocupă de protecția mediului, și sunt și ele foarte multe și bine organizate la Bruxelles, i-au făcut pe cei de la partea tehnică a Comisiei să nu le mai resping așa una după alta. Ce spun aceste studii, și din nou este meritul Europei FM că întotdeauna v-a spus treaba asta, noi suntem, cred, singurul din România, Radu, care ne-am permis să spunem adevărul vis-a-vis de acest subiect, și anume că aproape, depinde de țară, dar undeva între 70% și 90% dintre utilizatorii de plug-in hybrid uită să treacă pe la priză și trec doar pe la benzinărie. Ceea ce înseamnă două lucruri. Înseamnă consum și poluare foarte ridicată, pentru că așa cum deja mulți știți, un asemenea automobil e mult mai greu, consumă mai mult, poluează mai mult. Pe de altă parte, este o fraudă. De ce? Pur și simplu pentru că atunci când îți iei un plug-in hybrid, statul, că e România, că e Germania, că e Franța, îți dă niște bani ca să-l folosești ca un plug-in hybrid. Ca să fie eco. Aceste studii mai arată, și din nou e fără putere de tăgadă, că dacă dă bine de rău utilizatorul care are această mașină pe persoană fizică, dacă îmi permiteți această expresie, spre deosebire de utilizatorul care are pe firmă, iar e o distanță, în sensul că ăia care sunt pe firmă nu îi interesează să facă economie de bani și merg numai cu benzină. De aici au apărut o grămadă de probleme, pentru că s-a constatat că, de exemplu, poluarea este de fapt de vreo 4-5 ori mai mare în realitate decât arată celebrul test VLTP, care oricum, și sunt aici o serie întreagă de teste, inclusiv EcoBest Challenge a arătat că VLTP
ca și ciclul de testare a mașinilor în epoca asta, în secolul 21, deși vrea să spună că e aproape de realitate, ei bine, nu e chiar aproape de realitate, este un pic cam optimist. Iată că la ceea ce se întâmplă când vine vorba de plug-in hibride este și mai grav, de pentru care Comisia Europeană a venit cu o altă idee pe care, spre meritul Europei FM, nu e prima dată. Cei mai vechi ascultători care urmăresc fenomenul auto la Europa FM probabil că își vor aminti. Ei bine, spuneam în urmă cu niște ani de zile că singura soluție este să introduci datele reale, măsurate și nu alea calculate cu formule ca să-ți iasă bine la teste, testele astea teoretice. De altfel, citeam recent un material profund scris chiar de International Council for Clean Transportation, o instituție care, așa ca fapt divers, a fost implicată în descoperirea Dieselgate, ca să vezi, Radu, ce mică e lumea. Ei bine, oamenii ăștia spuneau un lucru totuși foarte important, și anume, dacă nu folosești date reale și pui numai date calculate, atunci este o chestie de laborator. Poți să o scoți să fie... să consume zero, nu e niciun fel de problemă, că nu te poate contrazice nimeni. Acum, noutatea, oameni buni, și asta este o veste, ce vă spun aici, e premieră mondială absolută, pentru că nimeni, spre șocul meu și al Radu, nimeni în lumea asta nu vrea să vorbească despre treaba asta. Sigur, e război, dar asta nu ne dă o motivație să nu o discutăm. Ei bine, pentru prima dată, vă dau informația următoare. Începând de la sfârșitul anului trecut, toți producătorii de automobile sunt obligați prin legea europeană să aibă o monitorizare a tuturor noxelor și emisiilor, monitorizare on-board, care sunt toate aceste date transmise către centrul de operare al producătorului. Cu alte cuvinte, pentru prima dată, vă anunț, este oficial, și suntem deja în 2022, producătorii au început să colecteze date de la toate mașinile fabricate, începând cu anul 2021, privind consumul, privind poluarea, privind emisia, privind CO2, microparticule și așa mai departe. În acest context, Comisia Europeană vine și spune, pentru plug-in hybrid, nu cumva vrem să introducem aceste date în rezultate, care vorbim de date măsurate, date statistice? Bineînțeles că lucrurile sunt complicate, pentru că asta aruncă în aer toată teoria că plug-in hybrid-ul este de fapt o soluție foarte bună. O aruncă în aer pentru că, iată, se dovedește, nu mai este atât de bună. Au început negocierile la Bruxelles. Din nou, nu vorbește nimeni despre așa ceva. Noi aici, spuneam cu Radu împreună, nu vă putem minți. Nu sunt niște negocieri simple și nu are legătură din nou cu război, are legătură cu faptul că, evident, să vii să spui acum că plug-in hybrid, de fapt, e o problemă și nu o soluție, vă dați seama că nu este ușor de primit de către nimeni. Vreau să fiu foarte clar, și în România plug-in hybridele se bucură de succes. Vom vedea. Radu mă întreba înainte de emisiune, deci Dan, până la urmă, tot mașina electrică, da, oameni buni, până la urmă, tot mașina electrică este soluția, însă să nu ne grăbim. Vă mai dau o singură informație. Există păreri la Bruxelles care spun că ar cam trebui să închidem subiectul cu plug-in hibridele până în 2025 sau să se introducă, începând din 2025, asta ar fi o altă versiune, un mod, un test de măsurare special, specific pentru aceste plug-in hibride, tocmai pentru a evita. Și închei până a spune, Radu, că noi am făcut o propunere la Autobest producătorilor de automobile cum să evite această problemă. Au promis două mari corporații că vor ține cont de sugestia jurului european Autobest. Guess what? N-a ținut nimeni cont că asta e Europa în care trăim. Te aștept și cu alte detalii. O să mai deschidem acest subiect la Autofan la Europa FM. Dan Vardie, mulțumesc foarte mult pentru clarificări. Să ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare. Numai bine. La revedere.